Uitați de autorități și batjocoriți de firmele care fac lucrări de canalizare în zona, ploieștenii din cartierul Mitic Apostol își riscă viața în fiecare minut. Gropile uriașe de pe străzi nu sunt semnalizate, iar gurile de canal supraînălțate devin invizibile, în special noaptea, rupând efectiv mașinile care trec peste ele. Mai mult decât atât, drumurile pe jos sau pe bicicletă până la magazinele din cartier efectuate de-a lungul DN1A, circulat de autoturisme în viteză mare și de foarte multe tiruri, le pun în pericol viețile celor din Mitica Apostol. Înainte de sărbători, din cauza că nu erau semnalizate gropile din cartier, se lucrează la canalizare în acest moment, într-adevăr, am avut un mic incident cu mașina și nu este singura problemă în această privință. Una dintre probleme a fost că inclusiv mașina Rosalului a căzut într-o gloapă nesemnalizată, motiv pentru care timp de 3 săptămâni nu a fost colectat gunoiul în cartier. Datorită faptul că nu putem să mergem în Sfântul Cimitir să îngropăm un mormânt, să facem o groapă, să facem curățenie, e foarte, foarte periculos aici. Și nu numai aici, aproape pe toate străzile așa sunt. Foarte mare noroi, avem copii care merge la școală, grădință, gutare, e foarte periculos, domne. Nu se poate așa ceva. Da, să se ia măsuri pentru a stopare, să facă liniște, pui capaci, tot. Semnalizare. Ce semnalizare asta? Asta e semnalizare? Bună ziua, doamnă. Locuiți pe strada Paltinului și îmi spuneați că nu mai aveți cum să intrați în casă. Da, mă numesc Popovici Maria, am 83 de ani. De o lună de zile mai bine mi-a captat poarta principală care intra salvarea, mașina de cumpărături, mașinile copiilor meu și tot ce e nevoie. V-au blocat intrarea, v-au distrus intrarea și nu mai aveți pe unde. Nu avem, a pus aici tubul și pământ și noroi și n-a făcut nimic, nici cel puțin n-a nivelat, n-a făcut absolut nimic. Vă rog frumos să luați măsuri să-mi deblocheze, să-mi facă aici ce trebuie. Ați avut aici o bucățică de asfalt. Am avut o bucățică foarte bună de asfalt, intrarea în curte, din stradă în curte și a stricat-o și așa a rămas. Ați făcut-o dumneavoastră intrarea cu asfalt? Sigur că da, sigur că da. Și aia, acum nu-i decât noroi și grob și nici asta nu s-a acoperit bine tubul pe care l-au băgat aici, în poartă. Suntem terminați. Pe bune, suntem într-un hal fără de hal. E mai bătrân cartierul ăsta decât mine. Eu am 66 de ani. Și de 66 de ani, uite așa, ne chinuim. Noi am făcut condițiile, noi am tras apă, noi, toată viața am muncit ca să ne facem condiții. Cartier de Ploiești Vest. Ziceți-mi, e normal? În secolul ăsta să trăim în halul ăsta, când mine se bocesc cu vorbe, că am cunoscut și alte state cum trăiesc. Și când m-am întors înapoi, am zis că am intrat în India. De când stați așa cu nenorocirile astea aici? De asta, doamnă. A, bine, că nenorocirea a fost de întotdeauna, că nu a fost o lopată de asfalt, doamna mea, pe străzile noastre aici. Nimic. Ce le transmiteți celor de la primărie, că acum aveți posibilitatea? Ca primarul, că singur nu poate să rezolve. Da, consiliere, e o grilă, o armată, care dacă le puneți ouă sub ei, are și pui și am mâncat și noi un pui scos de ei măcar. Bună ziua, pe ce stradă locuiți? Pe strada Violetelor numărul 8. Și acolo cum este? E dezastru, ne-a stricat străzile, ne-a distrus complet, nu mai putem să mai circulăm. Putem să mergem la fața locului să am fost și am filmat pe Violetelor, e dezastru, da? Într-adevăr. Să vină primăria, că am fost la primărie de mai multe ori, am sezizat și aber n-are și de ce să facem noi. Bună ziua, ne aflăm pe strada Terestioarei și îmi spuneați că și aici este un mare dezastru. Da, e ceva de groază. Nu vă trece cu mașini, cu piciorul, nici cu piciorul, măcar nu duce la Sfânta Biserică. E școala, e grădinița. Cum zic, băi frate, asta e o stradă principală, de ce nu? Că o să facă, dar să mai usuce, să mai scurgă. Domnul primar îl doare în papuci, vă spun sincer. Nu mă interesează de el, de soarta lui, dar băi, frate, chiar nu vrei? De ce? Care-i motiv? Locuiți chiar în spatele stației de autobuz, deși nu prea seamănă stație. Care sunt problemele aici? Problema este că toată lumea vine în stație, lasă numai mizerie,
În cursul săptămânii este dezastru, eu tot timpul trebuie să fac curățenie, că mi-e scârbă, mai ales vara când este soare și vânt, bate toată așa și peste tot, e numai hârtii. Iau tot timpul mizeria, tot timpul adun, tot timpul o pun să o ard, că nu pot să stau aici. Ieri poliția locală a venit în control în Mitica Apostol pentru a constata modul în care firma care se ocupă de canalizare respectă normele legale. Ieri am efectuat un control în cartierul Mitica Apostol al municipiului Ploiești, unde se desfășoară activități și acțiuni de amplasare a instalației de canalizare, ocazie cu care am constatat faptul că mai multe capace de canal erau supraanalizate și nesemnalizate pe mai multe străzi din acest cartier, prezentând pericol pentru conducătorii auto care circulă în zonă. S-a dispus de asemenea ca să facă o verificare a tuturor străzilor din cartierul Mitica Apostol de către polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplină Urbanistică și să aplice măsuri legale pentru neregulile constatate. Conducerea poliției locale a anunțat că va solicita Direcției Tehnic Investiții din cadrul Primăriei Ploiești să ceară firmei care se ocupă de canalizare să împrăștie pietriș pe străzi pentru a mai estompa efectele noroaielor din Mitica Apostol.